Salutare tuturor, eu sunt Stunter și v-am găsit la un nou mod showcase. Înainte să începem, aș vrea să te rog tare mult să apeși pe butonul de like, pentru că mă ajută enorm și durează doar câteva secunde. Și de asemenea, aș vrea să vă pun și eu o întrebare, și anume, care este modul vostru preferat în Minecraft? Lăsați răspunsurile în secțiunea de comentarii, chiar sunt curios să văd care sunt modurile voastre preferate. Aș prefera să spuneți cel mai preferat, însă dacă nu puteți spune, faceți măcar un top 3, nu mai mult de atâtea, uite că a început și să plouă. Și da, hai să trecem la modul de astăzi și anume Tornadoes. Da, o să vedem niște tornade în episodul de astăzi, dar prima dată să vedem ce iteme noi adaugă modul. M-am jucat puțin pe aici și o să fie lucrurile cam distruse, o să vedeți, dar mergem mai încolo. Deci da, hai să vă arăt aici. Avem în dreapta un tornado senzor, nu, în stânga e tornado senzor și în dreapta e tornado siren. Această sirenă, practic, dacă ai o tornadă care se apropie de el, o să declanșeze o sirenă și vei ști să pleci din casă sau din locul unde ești ca să nu mori. Nu cred că ai cum să oprești tornada, deci îți iei toate itemele și ai plecat. Nu mai ai ce să faci acolo. Aici puteți vedea recipe-urile. Foarte ușor de făcut. Vă trebuie doar niște iron, redstone și o bucată de gold la ambele. Se fac aproximativ la fel, două redstone diferență. Și da, haideți să trecem la ceva mai interesant, să testăm aceste patru iteme, și anume Tornado Gun, Shockwave Item, Drill Item și Test Item. Acesta Test Item ar trebui să facă un pillar, adică un munte de bloc. De ce bloc dai? De exemplu, dacă aș da click dreapta aici pe Dirt, ar trebui să facă un stâlp mare de 3x3. Cu blocuri care le ia din jur, dar mie nu îmi merge acum. Pur și simplu îmi dă crash jocul când dau click dreapta. Am încercat să filmez mai odată modul și mi-a dat crash atunci când am folosit itemul, așa că nu o să-l folosim, dar v-am spus ce face. Vă creează un stâlp mare de 3x3, adunând blocuri de pe aici și, nu știu, e folositor dacă îl folosești mai mult pe stone, ca să faci stâlp de stone, așa de dirt, nu știu dacă ai nevoie. Dar haideți să vedem celelalte 3 iteme. Tornada o lăsăm ultima. Hai să dăm prima dată cu drill item. Acesta va face o gaură în pământ și are o chestie foarte interesantă. De asemenea, animațiile la acest mod sunt geniale. Haideți să vedeți. Ok, sper să nu fie lag. Pur și simplu face o gaură și ia toate blocurile și le aruncă în depărtare. Nu știu sigur unde le-a aruncat acum. Hai să dăm în altă parte să vedem și blocurile. Le aruncă destul de departe, puteți vedea că sunt aruncate și o să fie puse acolo, grămadă. În partea aia, nu știu, cred că le-a dat în apă sau ceva. Da, am făcut mai multe găuri și puteți vedea acolo, iarăși tot așa le-am strâns. Și e foarte tare, face o gaură destul de mare și îmi place tare mult cum aruncă blocurile, e genial. Ok, următorul item e mai mult o animație, pur și simplu dați click dreapta pe o suprafață și o să rostogolească așa blocurile. Nu știu dacă e folositor cu ceva, dar eu pur și simplu ador animațiile care le adaugă în modul ăsta. Arată genial. Floarea văd că nu e afectată, nu se strică sau ceva. Am apăsat odată din greșeală, nu știu cum am reușit, pe iarbă și o întors iarba, dar văd că nu vrea. Acum nu vrea, întoarce decât dirt-ul. Îl face dirt, transformă grass-ul în dirt. Nu știu dacă cu alte blocuri se întâmplă ceva. Hai să încercăm cu sand, dar nu cred că are ce să-i facă. Nu, pur și simplu rostogolește. Ok, hai să vedem. Mobii pățesc ceva? Da, se pare că aruncă mobii în sus. Chiar nu știam asta. Uite, am rostogolit iarba și transformă în iarbă de deșert, uscată. Ok, și ultimul item. Nu ultimul. Acesta prima dată. Aveți un surfboard. Dacă vă uitați atent, apa asta se ridică, face niște valuri și cred că dacă vă duceți pe o apă mai mare o să facă valuri și mai mari. Hai să punem aici să vedem dacă vrea să ne ducă. Nu vrea să ne ducă. Ne trebuie valuri mai mari, altfel stați pe loc, nu aveți cum să controlați să-l faceți să meargă. Dar e foarte tare că puteți face plăci de surf în Minecraft.
Yep. Surf în Minecraft. V-ați gândit vreodată la asta? Eu nu. Și acum, tornada. Hai să vedem. O să vedeți și cum se creează. Sper să nu am tare mult lag. Modul ăsta nu e bun dacă nu aveți un calculator cât de cât performant, pentru că creează destul de mult lag. Să vedem și dacă auzim sirena. Dar hai să creăm tornada. Ok. Se aude și sirena. Și iată, ridică și mobii. Oh my fucking god. Oh my god. Până acum nu am dat tornada deloc. Fucking shit. Și sirena aia, oh my god, se duce încolo tornada. Uite, uite blocurile cum le învârte. Distruge tot în calea ei. Ia să vedem dacă mă atrage. Uite și apa, oh my god. Modul ăsta e epic. Epic. Oh god, tornadă de apă. Am făcut un screenshot pentru thumbnail. Hai să vedem dacă mă atrage. Țin minte că ar trebui să atragă, dar să vedem dacă o prindem. Deci chestia asta distruge tot în calea ei. Hai să vedem. Nu mă atrage în ea. Nu, cred că dacă nu țin... Nu, văd că nu mă atrage în ea. Nope. Ori pentru... Cred că am game mode și de aia. Dar... Uite cum ia mobi, cum... Oh my god. S-a făcut complet albastră. Pentru că s-a dus în mare, dar totuși e genială. Hai să mai facem una care să sper că nu se duce în apă, dar puțin mai departe de asta, pentru că o să-mi bubuie compul. Mai departe, cât să nu mai văd deloc. Deși probabil o să o văd oricât de departe mă duc. Nu, nu cred. Hai. Să nu văd deloc. Așa, cred că e ok. Ok, hai să facem încolo. Uitați cum se formează, oh my god. Asta o să aibă dirt prin ea. Fucking shit. Doamne, se joci Minecraft și se apare dintr-o dată o tornadă lângă tine. Oh my god. Da, deci modul ăsta e genial. Îmi plac tare mult animațiile, deci... Aș juca cu modul ăsta doar pentru animații. Chiar dacă fac o casă, să zicem, muncesc la ea și vine o tornadă să mi-o distrugă. Nu mi-ar păsa deloc. Uite aici, o să distrugă un sat. Fugiți cât puteți. Nu-l distruge. Cum naibă, eu trecut prin sat și nu l-a distrus. O luat doar câteva blocuri din el. Bă, aveți noroc. Ok. Păi, da, cam asta ar fi cu modul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem în următorul mod showcase. Bye, bye.